Bună seara! Lume bună și frumoasă, sper mult că voi mă auziți. Sper că eu sunt live și voi puteți îmi confirmați că Tetla noi este. Dacă vedeți deasupra mea este o cifră magică, pentru numerologi probabil asta este foarte sacral. Suntem la ora 22.00, pe data de 22.02.2022. Ea, cine o zăținit și apreciază ideea mea de a face o celebrare, vă rog frumos, like-uri cât mai multe și cât mai frumoasă. Așa, bună seara la toată lumea, noroc, 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 o săptămână în urmă ne-am văzut cu o parte din voi, săptămâna asta mai încercăm să avem o conexiune. Așa, haideți să vedem, cum la voi, cac de la, care și de unde, de un care colț al lumii și a planetei v-am găsit. Noroc, noroc, noroc Cezar, salutare la... La ala e 21.00. Ala, până finisăm live-ul, ștaman și la tine și e 22.00, așa că ești alături de noi. Azi mă mai uit cine sunt la noi, vorbeam de Cezara și eu, nimerit în top 5. Top 5 urmăritori ai acestui live. Țineți minte, data trecută tot spunem. Voi puteți să-i urmăriți, eu am zis că care-i plusul să fii foarte activ în formatul live-urilor la Talmazan. Este că despre business-ul tău sau Instagram-ul tău poate să afli mai multă lume, ceea ce înseamnă că voi acum puteți să fiți în top, precum sunt acești useri frumoși, Marius, Onuță, Cristina, Ala și Cezar. Ei sunt unul dintre cei, sunt top 5 useri activi ai live-ului meu, puteți să-i urmăriți, iar cei mai dornici de a beneficia de alte plușchi, vă rog frumos, anunțați dacă vreți să discutăm tete-a-tete, să vă conectați în live-ul nostru. La mine e normal, eu ia ca mă pregătesc intens de podcast. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați urmărit, dar eu acum totuși mi-am zis că o să fac un podcast și azi am avut ultimele pregătiri la nivel de detalii tehnice brute. Mâine vine echipa care va administra și va întreține toată partea asta tehnică, strategică. Ne-am încredințat lui Roma Burlaca, el o să se ocupe de momentul ăsta și echipa lui, respectiv lucrăm. Haideți să vedem, eu am live, am pus că scopul tematicii noastre de azi este să vedem și să discutăm cum să promovez sau sfaturi, tipsuri pe direcția de social media, cum n-ai da social media este stihia mea și este ceea ce mă caracterizează în mai mare parte, antreprenoriatul, digitalul, respectiv fiind reprezentantul acestei lumi, zic să șaruiesc în fiecare marți la ora 10, nu fiecare dată să fie 22-2022, dar minim 22 probabil să fie. De aceea azi discutăm despre social media, despre noutățile care au mai apărut, despre ce noutăți la noi. Poate cineva vrea să se conecteze, să povestească case-ul lui sau business-ul lui și să intervenim pe un dialog la nivel de sfaturi, de ce nu, ceva util. Probabil o parte din voi știți că noi pe partea de social media activ și deseori facem evenimente, nu doar live-uri din seria cum acum este, inclusiv îmi plac la nebunie webinarele, noi n-am făcut de mult. Ia spuneți, cineva a auzit de webinarul care la noi este pe data de 24? Cine a auzit? Da, puneți plus în comentariu ca să-mi dau seama dacă s-a auzit. Ce s-ar zice că o să fie 3.03.3.33, crezi că data viitoare trebuie să fac webinarul pe 3, pe 4, 4.044, mă iubești tu, văd că.
Așa, sunt foarte mulți, da, super, nu, ala nu. Cine nu s-a registrat, vă spun foarte repede și trecem la cei care vor să discutăm afacerilor. Am câteva comentarii la căsuța care am lăsat-o. Data de 24, adică poi mâine, organizez un webinar pentru toți cei care vor să-și promoveze afacerea, dar în special freelancerii, cei care vor să facă bani. Mămici în decret, tătici în decret, frați în decret, surori, toți cei care au 2, 3, 4, 5, 6 ore libere, toți cei care vor 100, 200, 300, 1000 plus euro, toți cei care le place social media și vor să performeze în tema asta sau au câteva ore libere și vor să le ocupe cu ceva util. Respectiv, eu am trecut această cale în care am fost și freelancer și angajat și propria companie. E ca asta îți povestesc. De aceea, în comentariu, eu o să încerc aici să vă las vouă webinar live 22-22-22. Sper că s-a postat. Este. E ca Dumitru Talmazan a postat acum. Eu nu știu dacă eu pot pinui, dar cred că pot. Clicați sau intrați pe link sau Talmazan School Webinare și înregistrați-vă, o să fie vesel, o să fie interesant. Așa, haideți să vedem din comentariile care voi le-ați lăsat. Am avut câteva comentarii, nu foarte multe, dar eu sper că toți aici care sunt, puteți scrie întrebarea voastră, iar dacă e una mai complexă, puteți să vă conectați cu mine. Așa, stau mai mult timp pe social media și vreau să stau cu talk. Ina, cu siguranță e posibil. Uite, eu pot să vă spun câteva istorii foarte faine a fetelor și băieților din Moldova, din România, Moldova Belts, Moldova Cahul, avem Londra, avem Chicago, avem Franța, avem, de unde mai sunt, Italia, avem cam așa, probabil, câteva personaje, persoane care știu precis, care au trecut inclusiv prin mentoratul nostru, care acum se ocupă cu social media. Câștigă de la 200 la 1000 de euro, dedicând 2, 4, 6 ore. La început dedicând cineva mai mult, cineva mai puțin, pe urmă se reprofilează, se reorganizează. Deci, dacă voi vreți, e posibil. Cum? Inclusiv, uitați-vă la webinarul, o să povestesc cei 10 pași pe care eu i-am trecut și îi recomand și cel puțin o să vă dați seama pentru voi asta sau nu. Așa că talmazan.school/webinar/2022 sau la mine în stories este link sau scrieți-mi pe talmazan.md, Dumitru, dă-mi link la webinar și eu o să vă dau link cei care vor să registreze și nu reușesc, nu știu de ce. Așa, directorul la portal de știri, ce să îi cumpăr un app, grupul Facebook, se merită sau nu? Stai că n-am înțeles. Directorul la portalul de știri, cere să-i cumpăr un app de postare automată în grupuri pe Facebook, se merită sau nu, Nina? Doamne ferește! Știi, există câteva strategii. Eu nu spun că strategia grup și postări în masă, înainte mai era mass following-ul ăsta și mass postările în toate grupurile, 30 de grupuri, nu lucrează. De regulă, lucrează real grupurile în care tu nu ești adăugat fără voie. Spre exemplu, dacă este portal de știri, noi am avut frumoasă experiență să instruim peste 20 de portaluri de știri din Republica Moldova. Începând la cei mai mari pe care voi îi cunoașteți, finisând cu portalurile regionale, de la Bălți, de la Sud, de la Transnistria. Noi am venit cu social media și am observat că majoritatea fac zeci de articole și pur și simplu Ctrl-C, Ctrl-V. Iar unii postează strategic. Spre exemplu, au luat articolul și au dat seama că este un grup de mămici sau un grup în care sunt mai multe mămici sau este diaspora sau este tineret sau este sport și redirecționează aceste postări mai strategic. De ce? Eu v-aș recomanda ca voi să nu fiți atât de
feeling-ul ăsta de aceinăs, da? Gen, nu știu ce să fac, unde să postez, postați, pentru că nu ne trebuie clicuri, clicuri, clicuri. Cel mai trist, și aici închei cu portalul de știri, cel mai trist la voi este că voi nu vă uitați în analitică. Pune Google Analytics și o să vezi că este așa un parametru ca bounce rate, atcaz, procentul de închidere din rețelele de socializare a postărilor din, sau articolelor care oamenii vin din SMM este peste 95-96%. Eu nu știu cum la voi, dar e că noi când am făcut o analiză, toate statisticile care nou ne le dau, ele sunt nu cumflate, ele sunt cu un bounce rate prost pe piețe de mare. Adică oamenii din social media nu precitesc. Ei clichează, au intrat, au văzut articol lung, au răsfăit și s-au dus. În grupuri încă e mai mare. De ce? Eu nu sunt pentru. Dacă n-aveți bani, să faceți promovarea posterilor cu targetare, atunci trebuie să scrieți articole virale. Așa, activez într-o companie de network marketing și aș dori să cunosc cum aș putea avea mai mulți clienți. Tatiana, avem inclusiv în mentorat, avem doi clienți care fac parte din așa tip de business. Cea mai mare provocare a voastră este una. Oamenii nu întotdeauna înțeleg ce faceți voi. Nu, adică, gen, ori asta este comparat cu activitate de rușine, ori cu activitate de religie, ori cu activitate de un pressing foarte mare din partea voastră față de potențiale clienți, dar oamenii nu prea înțeleg ce faceți voi. De aceea, cea mai corectă cale care noi am testat-o în aceste tipuri de business-uri este educarea prin conținut. Deci, la voi, ca la nimeni altul, lucrează foarte bine elementul de live-uri, foarte bine elementul de materiale și, spre exemplu, YouTube-ul, extraordinar. Dacă voi puteți să adaptați conținutul vostru și să-l promovați prin detalizarea a conținutului, a utilității, oamenii o să înceapă să înțeleagă ce faci tu. Și după ce o să înțeleagă ce faci tu, ei o să înceapă să cumpere. Până atunci, slab nădejde și e foarte, foarte, foarte complicat. De aceea, eu recomand ca voi să deschideți cortina pe cât de posibil. Unele tipuri de business-uri nu permit asta, ca sistem, ca context. De aceea, voalează după unii alte industrii și pe aici, pe colea, mai vând și serviciul de bază. Dar eu totuși am văzut efect extrem de mare, extrem de mare, la nivel de social media, atunci când s-a livrat content util, fără să șară ceva scumpere. Așa că asta îți doresc și te rog mult să o faci. Scuze că intervin, eu tot nu pot să mă registrez la webinar. Victoria, eu sper mult că faptul că eu clichez amuia și dau link-ul, el dacă nu e clicabil, eu bănuiesc că el nu e clicabil, din cauza că ești rețeaua de socializare, o leacă tupește. De aceea, eu prin contul PromCapsule am postat acum un link, el nu e clicabil. De aceea eu vă rog foarte mult, toți cei care vor să se înregistreze la webinar, unde noi e extraordinar de fain să povestim despre sfaturile cum să începi și încotro să mergi ca să faci o leacă de bănuți în social media și să crești la un alt nivel, arăt trei scenarii, 1, 3 ani, 3, 5 ani, 2, 6 ani, cum poți să faci de la până la 1000 și de la 1000 la 5000 și mai sus de 5000 deja e alt scenariu și alte provocări. Prin propria experiență, o să vă arăt cifrele mele, o să vă arăt cum eu am făcut primii bani, cu cât fac acum și în ce direcție asta merge. Dacă voi nu v-ați înregistrat, atunci voi trebuie să îmi scrieți mie în privat, talmazan.md. Dumitru, dăm link la webinar. Și eu după acest live o să vă arunc link. Plus, eu vă rog foarte mult, toți cei care sunt aici, dacă e posibil, o rugăminte din partea unui om pleșcat, faceți niște stories-uri, tăguiți-mă să văd cine a fost la eveniment. Eu o să fac share la mine, să văd altă lume, să facem schimb de like-uri și schimb de vizibilitate. E una din forme care poate să fie împărtășită relația noastră. Plus, voi aveți așa un butonaș, spre exemplu, o să vă arăt așa, voi aveți așa un butonaș aici, share,
E ca când voi faceți share. Trimiteți la oameni care credeți că au nevoie de social media. Trimiteți-le lui Dumitru Tamazan și scrieți-i uite-te amu, amu, la anul, nu la anul, dar amu. Respectiv, și trimiteți-i. Pentru că o să vă mulțumesc că i-ați trimis un conținut foarte util și, respectiv, karma să vă se întoarcă. Iar cei care nu vor streama, minimum faceți un screen, un tag talmazan.media, dar dacă nu vreți tag și nu vreți share, măcar puneți-ne like-uri la noi, topul s-a schimbat. La noi topul s-a schimbat, vreau să vă fac cunoștință cu noi eroi ai sondajului nostru de top. Aici la noi este a apărut marketing strategist Elena Gaidarji în top 5, Ala Sârbu s-a ridicat, Cristina este, Onuț, Iura și Marius se țin pe locurile din față. Așa că dacă vreți să nimeriți pe locurile din față, adresați întrebări deștepte și puneți like-uri. Multe. Data trecută noi am strâns cu voi 35.000 de like-uri. Acum sunt 1.900. Eu propun ca toți 60 de suflete, măcar să împartă câte vreo 600 de like-uri. Și noi să arătăm la Facebook că Moldova sunt oameni. Pentru că el crede că la noi taxi pe vicerinca. Așa că mulțumesc, văd că voi așa, vreau la 22-22 să fac screen. Super, la 22-22 facem flash mob. Cine este pentru flash mob? Dați like-uri. Haideți, eu pun așa, pun și un text ca să fie foarte clar. Oara 22 minute, așa, ia câte-l textul. Oara 22 minute. În 3 minute facem touch screen și tăguim talmazan.md cu textul la 22-22. Suntem pe data 22-02 a să vă se întoarcă precis. Nu știu de la cine și nu știu și, dar precis a să vă se întoarcă. Așa. Respectiv. Haideți să mai vedem ce scrieți voi și pe urmă mă uit, în paralel mă uit pe comentariile care au venit în căsuță. Văd unii care mi-ați scris, văd că mi-ați scris, după promit să vă răspund neapărat. Cei care au tăguit Corina, Tamara, mersi foarte mult. Mersi, la 22.02 aștept și restul tagurilor. Respectiv, așa, era așa o întrebare. Era așa o întrebare legată în căsuță. Fabrică și instalarea termopanei, ferestre, uși, pereți, despărțitoare și așa mai departe. Cum se promovez? În general, ipoteza termopanelor e una nu complicată, specifică cu siguranță. Industria ferestre, uși, sticli este o industrie foarte dinamică și foarte concurențială. Deci acolo nu e așa de simplu, nici nu știu cu ce să vă compar, pentru că simplu nu e nicăiurea, dar cel puțin ce aș recomanda eu vouă, există două strategii. Prima strategie este econom pachetul. Asta înseamnă până la 200 de euro bugetul, în care voi vă focusați pe promovarea anumitor servicii cu conversie în Messenger Instagram sau Messenger Facebook, sau este instrumentul de generare. Adică voi traficul faceți promovare și îl generați în interior. Noi am avut tare mulți clienți pe tema asta, ferestre, acoperișuri, construcții, reparații, despărțitoare, împărțitoare, toate acestea, și foarte mulți aveau prima fază elementul ăsta de generare internă. Adică noi nu cheltuiam resurse pe landing page, pe promovarea multichannel, pe content marketing, stăiești, nu știu ce, pur și simplu promovare, 200 de euro, bus post sau campanie complexă cu conversie în Messenger. Este primul nivel. El nu că o să vă facă vouă racheta, dar 1000 de euro plus minus poate de câștigat pe tema asta. Când voi vreți să concurați, dacă voi veți face analiză concurenței. Știți, cel mai simplu format de analiză concurenței este, spre exemplu, biblioteca de reclame. Unul dintre cele mai frumoase de astea forme prin care voi puteți să vedeți dar cum eu pot să promovez. Adică ce pot eu acum să fac ca eu să fac o promovare corectă. Respectiv, în biblioteca de reclame voi aveți posibilitate să vedeți în bază de industrie sau cuvânt cheie ce campanii curente acum se promovează. Eu vreau să vă întreb pe voi, dacă din cei prezenți o auzit cineva de biblioteca de reclame? Ega, da sau nu? Dați-mi da, nu, pur și simplu așa.
ca eu să înțeleg. Dumitru, salvez life-ul. Ala, puțin probabil că nu. Puțin probabil că nu. Cred că nu. Cred că nu. Noi am zis că în fiecare marți, dar am zis că o să comunicăm aici. Încă 2 minute. Exact. 2 minute. 2 minute și acel fenomenal screen la 22:22. Eu voi arăta așa și voi o să faceți screen. Și postăm să vedem cine a fost azi cu noi. Respectiv, mă uit câțiva nu au auzit de biblioteca de reclame. Eu o să încerc, nu știu dacă să-mi sprânească, să vă arăt. Pentru că este mare șansă să nu se vadă tot. Da, șansele este s-o adeverit, dar, spre exemplu, o să încercăm. Iar ca așa arată pagina voastră de Facebook, atunci când voi vă duceți în pagina de Facebook, în partea de jos stânga, vă rog frumos, foarte atent, ascultați, dacă voi faceți promovare și nu știți ce eu mai arăt, voi aveți nevoie urgent de acest element. Dar înainte de asta, înainte de asta, facem acest screen și după asta vă arăt cel mai fenomenal lucru care puteți să-l faceți în raport cu concurența. Prostiție. Așa, 2202. Salut, dacă ai putea să-mi dați careva idei de promovare a limba engleză. Liuba, precis să spot. Stați, facem screen-ul, să vă arăt biblioteca de reclame și pe urmă povestim lui Liuba că eu engleza tot la minutăcu, sunt la tu cu limba engleză. 2202. Cine face screen? A să aveți sănătate și pașii, cum așa trebuie, da? 2202 sau așa, să nu zic că suntem sectanți. Așa că, felicitări, ați mai trăit o viață, 2202, ok, cine a reușit, super, cine nu, data viitoare. Continuăm. Spuneam, biblioteca de reclame este la noi în Facebook. Da? Noi intrăm în Facebook și în partea stângă, dacă voi dați în jos, în partea stângă, dacă voi o să dați în jos, în pagina voastră de business, voi o să vedeți aici transparența privind pagina. Voi o să vedeți transparența privind pagina. Această transparență privind pagina, așa, voi dacă clicați pe ea și dați mai în jos, o să fie mergi la biblioteca de reclame. Respectiv, clicând pe ea, nu o să ni se deschidă ea ca așa o activitate. Ca acum, la Talmazan School, se promovează 21 de reclame. Ia ca biblioteca de reclame și aici voi puteți să vedeți pagina voastră, cum voi vă promovați și voi puteți să vedeți ce promovează alt brand. Cum? Voi asta puteți să vedeți. Adică voi pur și simplu, când intrați în biblioteca de reclame, voi puteți să alegeți concret brandul care vreți. Adică nu neapărat să fie asta la pagina voastră. Voi puteți să alegeți brandul care voi îl doriți. O să încerc să rearanjez structura și sper mult ca ea să fie mai vizibilă, pentru că eu arăt de pe calculator și în Instagram nu toate funcțiile lucrează așa cum mie îmi place, dar eu am o aplicație care îmi dă posibilitatea asta să ajustez o leacă. Respectiv, noi avem aceste anunțuri care noi le vedem în formatul de așa, iată-l. Așa, eu cred că cam așa și se vede frumos. Vedeți screen-ul meu? Cine îl vede? Like, da, nu. Să înțeleg că sunteți aici cu mine. Respectiv, voi ceea ce puteți face să scrieți în căutare, în căutare, să scrieți ferestre și să dați Enter. Puteți să filtrați, să găsiți 520 de publicații. Voi vă imaginați 520 de reclame, amu, se promovează cu cuvântul ferestre în Moldova. Adică voi când intrați în publicitate, voi cum credeți că acolo sunteți unicul? Unica? Nu, doamnelor și domnilor. Și e că aici se începe promovarea și se începe comunicarea. Dacă voi veți arunca o privire la compania SRL Global Plus Group, după care mergem, Iataș Beding Cluj, la noi se promovează. Cool Tug, te așteptăm să vizitezi showroom-ul. Voi puteți faceți două lucruri excepționale. Primul lucru care eu îl fac analizând concurența prin biblioteca de reclame, eu mă uit cam cum arată creativul. Uitându-mă cum arată creativul, eu pot să schimb și să fac în contrast creativul meu. Cât de curtoi instrument și util este.
Ia dați-mi un feedback. Avem 5.000 de like-uri, erau 30.000. Eu vă arăt vouă așa instrumente, dar vouă nici like, nici comment, nici tag, nici share. Inima doare tocmai. Cui i-a plăcut instrumentul și o să-l testați, vă rog frumos, cu drag, neapărat. Cei care vor, inclusiv ca social media despre asta, noi la webinar nu o să ridicăm instrumentariul direct, dar ca cei care vor să o facă, să se învețe să facă ca chestii de astea. Primul pas este un webinar foarte simplu, gratuit și foarte, foarte, foarte bun. De aceea, scrieți-mi în Instagram, Dumitru, dă-mi link la webinar sau intrați undeva pe Instagram, trebuie și precis swipe up, dar cel mai Vernicova, pentru că webinarul e pe 24, e poimâine, este să îmi scrieți, să nu vă leniviți și să fiți la webinar seara, să stăm o oră să discutăm. Respectiv, la ferestre, eu v-aș recomanda ca voi să analizați și, cum spuneam, prima strategie este că din cauza că 500 de anunțuri, ferestrele tale n-a să promoveze așa de agresiv, tu n-a să ai multe rezultate. Dacă tu vrei o comunicare mai serioasă, mai agresivă, atunci tu trebuie să deja să investești buget, și asta înseamnă 500-1000 de euro în Republica Moldova. Respectiv, în direcția asta e foarte important să ținem minte și să ne dăm seama dacă noi suntem în stare să asigurăm un flow agresiv sau unul pasiv. Așa că neapărat luați în vedere și dacă a fost util, cu drag. Mergem mai departe, nu înainte de să vă arăt precis că noi avem partea de top și el când schimbă, eu întotdeauna vă arăt. Cei care s-au adăugat plus 1000 de like-uri, vă rog mult. Hai mai activ. Ala, la ce tu ai arătat, eu mă uit că am mâța în calendar. Ala, dacă tu ai de lucrat cu social media, eu îți sugerez să faci reforme, dacă în țară nu se fac, măcar în viață se facă, să faci reforme urgent. Și aceste reforme vor fi despre cum să promovezi afacerea. La noi topul, vă spuneam că s-a schimbat, la noi în dans a intrat Ina, e pe locul 5, Rodica este, marketingul s-a ridicat pe locul 3, Cristina Mihai pe locul 2 și Marius se ține cu dinții de locul 1, most engaged a life-ului nostru. Avem 82 de persoane live, 7.000 de like-uri, așa că eu vă rog foarte mult, haideți să batem recordul de data trecută, am avut 35.000 de like-uri. Mi-au scris oamenii în privat că pe dânsă deci tu-i durea cât ei acolo făceau inimiarele și ele zburau, dar e pâinea cu care puteți să mă răsplătiți pentru instrumente, content și dialogul care noi îl avem. Dacă voi aveți planuri mai serioase pe partea de promovare, eu vă sugerez ca voi să vă adăugați în Zoom, în call și noi să discutăm cu voi, să-mi povestiți sarcina voastră. Cu problema de calendar și cu mâța. Cine din cei care au văzut, spre exemplu, micul instrument, biblioteca de reclame, nu înțeles nică, e că are treabă cu SMM-ul, are personal business-ul sau lucrează ca SMM-șic sau vrea să lucreze, dar e că au văzut instrumentul ăsta și au zis că unde stânge lunina la voi aici, că eu mă duc acasă. Cine au avut așa insight, așa conștientizare? Eu sunt la nivelul 0. Dumitru, dacă se poate, dacă ai ceva idei despre vânzarea cafelei, anume în cantități mari. Mocanu Alina, când vânzarea cafelei bănuiesc în cantități mari este B2B-ul, business to business, nu este despre B2C, ceea ce înseamnă că oamenii vor cumpăra cafeaua din două motive. Primul, că te cunoaște pe tine. Doi, pentru că brandul este bun. Deci alt motiv, eu nu văd de ce. Poate ar fi al treilea motiv. Dacă clasa este low, înseamnă că prețul e foarte ieftin. Adică acum tu răspundeți la întrebarea singură, ce diferență în piață tu ai? Tu ești diferența?
Prețul este diferența și clasa este mediu în jos sau brandul care tu îl promovezi. Pentru că eu bănuiesc că destul de greu să vinzi în sate, spre exemplu, în magazinele, în cofetăriile din sate Tucano Coffee, chiar dacă în Sarta Galbenă se vinde Tucano Coffee, la cafenea. Și e destul de mai ușor va fi să vinzi în unele cofetării, spre exemplu la Lavazza sau și mai este acolo mai cunoscut, decât că Coita Cofino. Și tu așa te zici, dar și ne-l faci? Și tu spui, da, el e arabic, adus din mâini, l-a adus, l-a uscat. Dar oamenii zic, da, eu nu știu brandul ăsta. Voi doar cumpărați după brand. De ce eu, dacă am înțeles corect întrebarea, e ține de activitatea B2B. Respectiv, insight-ul, apropo, un insight pentru mine, în Я не ultimul понимаю, что 2 ani ты... de zile, Siri ne понимает, dar dați să vă explic eu. Eu explicam și Siri ne понимает. Insight-ul care l-am avut în ultimii 2 ani de zile, fundamental, este o chestie care, prima oară eu am întâlnit-o când eu vindeam produse pentru barbă, vindeam niște produse, se chema Man Talk. La mine tata e cu Talk, podcastul se numește Talmazan Talk, pentru barbă se numea Mem Talk. Și când eu vindeam produse, eu încercam să vând pentru bărbați. Nu, poate voi mai spuneți, Dim, dar asta e ca bună ziua. Nu, eu nu m-am gândit la faptul că produsele pentru barbă le cumpere femeile. Eu aveam pe atunci, cât aveam? 20 de ani? Asta era 14 ani în urmă? Și eu m-am gândit că trebuie produse pentru barbă. Atunci nu erau încă barbershop-uri, nu erau modne și întâmplător, dar eu facem și livrarea, eu și publicitatea, facem eu și totul era înainte să am agenție, înainte să am prima afacere oficial. Și eu am înțeles că femeile cumpără pentru bărbați. Adică există persoana de decizie și există beneficiarul produsului nostru. Apoi, ca cimuia în contextul cafelei și a cantităților mari, adică cu alte cuvinte, B2B-ul, în spatele deciziilor B2B stă B2C. Ia că este insight-ul meu și el mai frumos care eu pot să vă spun că eu când l-am înțeles intern, nu că l-am inventat, el există și fără mine, dar l-am înțeles intern că în spatele B2B-ului, business to business, sau B2G, business to government, există și stă B2C, business to clients. Adică persoana de decizie este persoana. Noi am avut, și când am înțeles eu chestia asta, dacă este Estel Moldova aici, salutare. Dar Estel Moldova, vreo 3 ani în urmă, noi am făcut primul mentorat de 6 luni de zile. Noi am făcut primul mentorat corporativ, hai să spunem așa. Noi am creat mini structuri de departament înainte de pandemie cu un an de zile. Ei nu erau un online intens și noi cumva am făcut structura. Și contractul era nu ieftin pe atunci. El la muia nu ieftin, dar atunci încă era nu ieftin. Și persoana de decizie a fost un social media manager care a fost la webinarul meu, după care a venit la cursul meu și când în companie se discuta ipoteza despre că trebuie să chemăm un specialist, acea persoană a lobat și m-a reprezentat în fața directorului. Fix așa, cafeaua voastră probabil o cumpără cachetea zakupșiche, nu cumpără brandul către care tu vrei să-i cumperi, dar nenea Colea sau nenea Mașa, care stă acolo și ea va cumpăra. De aceea, când vindeți spre B2B, gândiți-vă la B2C. Așa, Dima, banii cheltui mai des femeile, că reclama trebuie să fie îndreptată. Da, e și altă problemă, că tăți vor pentru femei. Cum este așa o vorbă, tăți vor femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani din Chișinău. Tăți. Tăți care stau aici și dacă voi faceți promovare, voi probabil la voi se regăsește acest target ca de bază în contextul ăsta. Așa, da, Estelle acum e destul de activ și vizibil online. Da, Victoria, eu mă simt cumva parte a acestui proces în care noi am contribuit la formarea structurii de prezență. Eu prost am fost foarte mirat că Estelle are peste 70 de poziții și pastă de dinți și cremă pentru barbă. Eu credem că Estelle asta e vopsea de păr. Dar Estelle asta e foarte multe lucruri. Așa.
Bărbații dau bani, femeile cheltuie, depinde, zavisit, nu întotdeauna, nu la tăți, așa. Ok, haideți să mergem mai departe pe întrebările voastre. Ce business-uri sunt aici care credeți că ar merita atenția noastră? 14-15.000 de like-uri, Ina Rud, Rud Ina. Puteți să vă abonați, să-i dați like, să-i urați sănătate, locul 5, Rodica VL, locul 4, Elena Gaidarji se ține cu două mâini pe locul 3, Cristina Mihail, locul 2 și Marius e plătit aici pe hodul el, că el pe locul 1 la noi este most engaged audience. 15.000 de like-uri, 84 de oameni, vă salut, eu sunt Dumitru Talmazan, dacă cine nu are informații sau o nimerit aici întâmplător, cu toate că nu știu cum asta să faci, dar dacă întâmplător, eu lucrez în digital și azi vreau să am un dialog cu voi pe direcția de cum se promovează afacerile și cum în general se dezvolți activitatea. Printre evenimentele apropiate avem webinarul, care este poimâine, în care puteți să vă înregistrați. Dacă nu v-ați înregistrat, scrieți-mi în Instagram și eu vă dau link-ul, webinarul este gratuit. Pentru cei care stai până la final, dar finalul este în 25 de minute, sau 22 de minute, azi lumea să fie cifrele miraculoase, o să dau și o ofertă pentru cei care vor să facă primii pași în social media. Data trecută am dat ofertă, dar azi aș fi care o cumpărată să mă înjure, pentru că ceea ce am eu pentru voi, asta e racheta. Racheta. Salut, sunt la nivelul 0 business to clients, așa, torturi la comandă. Mi-aș dori să cresc de la bucătăria de acasă la ceva mai mare. Respectiv, concurența cu siguranță nu e mică. Eu am două case-uri a persoanelor care au vrut să crească de la bucătărie mică la mare și asta a fost o decizie greșită. Nu spun că la tine poate fi o decizie greșită, anume elementul ăsta, dar deseori elementul de maștab presupune cheltuieli, adică tu trebuie să începi cu gostul, mostul, trebuie să ai problema cea mai mare care a avut o persoană, este că ea trebuia să găsească un oficiu care să aibă vâtișcă, pentru că când noi că eram taman în consultanță, promovam și o găsi, dar vâtișcă și ei trebuie să scoată, era casă de etaj 5, trebuie să scoată 5 metri mai sus de acoperiș. Asta sunt bani foarte mulți, pentru că tu o să ai nevoie de tehnică. Dacă tu ai pile sau ți-o mergi și ai găsit ceva care tu poți să ai acest locație în care poți să creezi mai oficial, super. Dacă tu amai ești la punctul zero și tu crezi că dacă tu o să faci firmă, o să încerci să faci valori mai mari și o să arendezi un loc care să-ți cumperi tehnică, numai dacă nu ați și vreun proiect grand care să-ți acoperi mai mult. Dar deseori, eu aș analiza de 3 ori înainte să merg la etapa următoare. Anume prin prisma publicității, anume prin prisma, voi puteți să aveți profit azi. E că, spre exemplu, am promis despre engleză să vorbesc, pentru că, spre exemplu, este așa proiect ca Yellow Yang, este Dorina, ea predă engleza. Am multe întrebări eu la cum ea administrează și cum ea dezvoltă acest proiect, dar pe lângă acest moment, Dorina, ea predă acasă. Ea online predă, în mare parte diaspora. Și ce ne spune despre engleză? Promovarea limbii engleze, acum extrem de fain merge pe TikTok. Extrem de fain. La Dorina, 30% cred că din clienți vin din România care sunt de pe TikTok, unde ea dă sfaturi, cum, acolo, past perfect, simple, ok, ok, bye, London. Adică e despre o abordare de content marketing în care tu trebuie să faci valori. Deci asta este primul lucru care eu l-aș sugera. În fiecare săptămână câte un live pe Facebook, în fiecare săptămână câte un live pe Instagram, în fiecare zi 1-2 videouri pe TikTok, în fiecare zi 2-3-5 stories-uri pe TikTok și asta înseamnă că tu n-ai să bagi bani în publicitate. Dacă tu n-ai așa timp, cu toate că eu asta aș recomanda chiar dacă tu ai bani de publicitate, trebuie reclame. Trebuie să faci evenimente, trebuie să înregistrezi un curs basic, simplu și să-l dai gratuit, să-l dai la un preț fenomenal de bun. Cum azi, spre exemplu, noi avem cursul de digitalizare, care o să vă povestesc în foarte curând. Și cei care o să vrea, o să aibă
în viață tot ghine, pentru că cursul digitalizare este primul pas, cei care zero e ca. Adică, mie trebuie să înțeleg că cum pas cu pas să mă muistă, că eu nu-l înțeleg. Pagini personală sau pagini de business, dar și asta pagini personală. La mine e site. E că mulți zic așa, eu mă promovez pe site, adică e Facebook-ul numesc site. Sau promovează în pagina personală. De ce? Eu sar pentru că timpul fuge, voi sunteți amuia înspre noapte, probabil cineva le-a culcat și eu strig aici, voi dați mai înșet, eu strig mai tare, dar ideea este că social media este un organism viu. Eu vă recomand să priviți acest social media prin prisma concretă de ce beneficii poate să aducă el ție și cât timp trebuie să duci la asta și este și un element care return of investment. Tot asta trebuie să se întoarcă. În scurt timp, în mediu timp, în lung timp, dar trebuie să se întoarcă. De aceea nu uitați să faceți ceva. Respectiv cu bucătăria, eu aș dezvolta comunicarea în Instagram, TikTok și Facebook. Dacă tu ai decis și elementul ăsta vine cumva, trebuie să faci asta. Spun eu sau nu, spun tu, te-ai decis, tu o să faci. Și tu ești în B2C, business to clients. Atunci, probabil, ori la tine va fi publicitate multă, ori va fi, la tine va fi locația foarte bună, ori la tine va fi timp. E că, spre exemplu, există cafenele, multe, și nu știu de ce la toți oameni le place cafeneaua Bonjour, de lângă parcul central, foarte multă lume acolo. Îi place atmosfera, acolo locația e bună. Locația probabil e foarte bună. Există mai la deal cafele, ele nu sunt așa. Aici e combinație dintre produs și locație. Eu nu aș spune acolo e cea mai bună cafea. Chiar aș spune, eu poate nu sunt persoana care trebuie scrit ce cafea o să spun cu părerea. Dar eu, spre exemplu, nu sunt expertul care să zică că asta e cafea, latte. Eu latte beau. Eu nici nu beau cafea, da? Eu beau latte, lapte cu ceva, cu miros de cafea. Cum mai promovăm dacă social media dispare sau TikTok? Irina, e ca asta în ultimul rând, aș aștepta. Ca și m-aș întreba și aș, genul, dar dacă? El poate să și, eu pot să dispară încă mai repede decât dispară social media. Și, adică, înțelegem un lucru. Social media nu e nimic altceva. Deci, foarte important, un site care azi puteți să-l luați. Social media este marketing, este element din marketing. Nu este nimic altceva. Dacă v-ați îmbrăcat Oculus-ul și ne-am îmbrăcat plus, minus, dați să văd. Dacă v-ați îmbrăcat Oculus vreodată, voi probabil ați văzut că wow efect, gen tu intri în realitate virtuală, de acolo, iopte, Facebook-ul prinde o paradigmă total diferită de ce ești, știi. Tu după asta în telefon nu vrei să intri, pentru că el prost îți creează un wow efect. Cine a început să dezvolte lumea virtuală, Decentraland-ul și toate proiectele astea cu metaversul, probabil acolo e marketingul. Și eu cred că el azi dispară, dar n-a dispară așa că cineva să ne închidă nou ecranul. Dar o să dispară conceptul pe care noi îl știm, pentru că așa a dispărut flyer-ul în multe business-uri. În unele ele a mai rămas și el e foarte conversional. Deci mie îmi spar că el o să migreze, el nu o să dispară. Dar dacă îți dispară, atunci o să ne strângem și o să ne gândim, dar ce mai să facem? Desenăm iară pe chetri? Super, desenăm pe chetri. Și atunci noi ieșim și care am decidit că desenăm pe chetri. Așa, mă doare degetul, vopșeta. Da. Apropo, trebuie să menționez unde aici la mine, pentru că eu vă țin la puls, voi trebuie să știți rezultatele noastre și avem noi aici. Marius, cine să-l bată pe Marius, că el prea multe deseori pe locul întâi. Cristina, locul 2, marketingul e stabil. Rodica și Ina aici. Avem 27.000 de like-uri și 81 de oameni, așa că eu vă îndemn voi să jertfiți degetul vostru pentru seara de azi, pentru că eu o să fiu motivat să vă povestesc lucruri utile. Cum promovăm un business de date financiare? Sfaturi! Business de date financiare. Mihaela, povestește-mi, te rog frumos, în două fraze, ce fel de business este? Nu, gen, ce înseamnă date financiare? Eu nu sunt, n-am avut așa, nici s-am avut, dar nu înțelegeam că asta e date financiare. Așa.
Așa, eu aștept pizza acasă, așa, am înțeles, super. Bun, văd comentariile voastre, stăm până la capăt, da, o să fie până la capăt, că o să fie ceva frumos. Cine vrea să facă social media sau nu a reușit să beneficieze de oferta, excepțional data trecută care era de la ora 9 și costa 21 de euro, azi o să vedeți alte detalii. Fetele cu torturi, faceți și band to cakes sau nu e rentabil? Cineva vă întreabă, așa, toc când ai înțeles, tu când ai înțeles, ai știut că va fi top. Să pur și întâmplare și lucrat Universul. Veți fi în top. Dacă eu mai să răspund la întrebarea asta, într-un fel sau altul, iar eu aș confirma că suntem în top, mie mi se pare că noi suntem cei mai activi sau ne-am asumat o responsabilitate. Dacă să discutăm de top ca capacitate de producere, probabil noi suntem în top, da, pentru că noi avem peste 3.000 de absolvenți care direct au terminat cursurile noastre. Noi am făcut, apropo, un sondaj calitativ data trecută și noi am sunat 100 de clienți. Foarte mi-a plăcut confirmarea la cum au răspuns clienții despre rezultatele pe care le-au obținut cu noi. Foarte frumos, o să facem share, o să pregătim un sondaj, un articol pe bază de asta. Deci noi am promovat, consultat și instruit peste 5.000 de branduri. Respectiv, ceea ce am făcut eu un lucru, am făcut câteva greșeli, dar am făcut un lucru foarte important. Cu siguranță, mediul în care tu te afli este unul din punctele care o să-l discutăm la webinar, influențează foarte mult cine vei fi tu peste un timp. Ceea ce nu ajunge azi generațiilor de experți, nu le ajunge dorință și viziune să aștepte 2-3 ani de zile. Eu sunt de 7 ani în social media. Da, mie mi-a mers o leacă că eu am început tare de mult, când asta încă nu era mainstream. Și cumva azi tot asta intervine. Dar și vă încurcă vouă să începeți să analizați meta? Ce vă încurcă vouă să fiți cel mai bun în analitică? Să vă băgați în pixel, conversie? Ce vă încurcă vouă să faceți gratuit foarte multe webinare, evenimente, să petreceți nopțile? E ca, spre exemplu, un detaliu simplu, eu deseori îl spun, ca să înțeleg cum să fac ca azi life-ul și eu să pot să fac aceste matching-uri. Eu am petrecut, eu cred că peste 150 de ore de studiu în YouTube a materialelor dedicate Blackmagic, Canon, EOSR, Mark II, Scarlett, Shotgun, lumină din față, lumină ambientală, lumină acolo, la mine este zona asta și, spre exemplu, uitați-vă, lumina acum este în formatul ăsta, dar dacă eu stâng asta, hop, uitați-vă că e mai trist, o leacă mai trist, pac, nici nu vă închipuiți cum cât e de greu de pus chestia și aia. Și că aici, ca să întâmple cadrul ăsta, trebuia să se întâmple multe lucruri, inclusiv să facem, spre exemplu, să filmăm, nu așa, asta e unde vrem noi să ne ducem, dar filmăm noi alte chestii, să filmăm din diferite racursuri, adică ceea ce înseamnă câteodată calitate, ceea ce nu vor oamenii să facă, asta este, nu vor să aștepte și să lucreze. Păi că la noi acum arată că în felul ăsta. Tăta stai setat, tăta șecul e că tăta-i lumina, acolo se pregătește pentru podcast, mâine să se și tot frumos, aici este Black Magic-ul, eu fac scenarizarea, acolo este, eu văd ce se întâmplă în efir, ce se întâmplă în back. Respectiv, ca asta să se întâmple, trebuie să dedici timp. Trebuie să lucrezi. De ce? Probabil dacă și voi ați aprecia că noi am fi în top asta, ar însemna că noi am făcut tare mult lucru. Ne-am făcut tema pentru acasă, hai să spunem așa. Cam așa. Care ar putea fi rezultatul unui ad care a fost cu scop de engaged, nu a adus niciun comentariu, deși textul pentru asta a fost orientat. Poate fi că pozele au fost făcute. Poate fi că pozele au fost făcute în video? Iulia, în general, uitați-vă, instrumentele. Dacă voi vreodată v-ați băgat în publicitate, acolo sunt câteva. Există instrumente axate pe engagement, există instrumente axate pe brand awareness, există instrumente axate pe conversion. Când noi alegem instrumentul, noi practic îl rugăm pe Facebook că el să optimizeze publicitatea noastră în bază de instrumente.
Adică el se arată la oameni cu care cu mai mare probabilitate vor face engagement. Asta nu este garanție că dacă tu ai ales engage, tu o să ai comentarii. Pentru că cine din voi nu a scris amui comentariu? Foarte mulți. Adică asta nu e ad, voi ați dat join in life și voi n-ați scris comentariu. Adică comportamental există zeci de motive de ce campania ta nu a dus rezultate. Și până la faptul că brandul pe care tu îl promovezi nu a fost recognoscibil în fața audienței, finisând cu contextul în care s-au aflat oamenii. Nu era comod să comenteze. Plus, eu vreau să vă spun că comentariul este cel mai scump lucru care poate să-l facă oamenii. De ce? Iulia, tu acum ai scris și oamenii au văzut cum tu ai scris. Ei te-au văzut pe tine. Asta este că tu ți-ai manifestat branding-ul. Dacă eu scriu sub pagina ta, bună ziua, preț, atât Moldova îți vadă că eu am întrebat preț la prezervative. Sau preț la haine pentru copii, sau preț la slăgit. Și atunci... Noi am avut branduri în care transplant de păr. Eu m-am frezat pentru că e ca vedeți acolo de-am o vârstă, că 34 ăsta nu e 18. Și respectiv, imaginați-vă că eu scriu sub comentariu preț, vă rog, da? Cine scrie? Da, la boli, la produse, cine va scrie preț, vă rog frumos? Pentru că oamenii, comentariul ăsta este afișarea voastră. De aceea, fiți foarte atenți când vă puneți scopurile. Pentru că ele pot să nu fie realizate din motiv că contextul cultural. Un al treilea insight care vă-l dau vouă azi pe partea de promovare și o să-l repet mereu, este contextul cultural. Noi ca oameni, noi așteptăm, ia că uitați-vă, avem, apropo, avem 35.000 de like-uri, azi facem 60 sau nu, și 70-80 de persoane în live. Cine din voi a ascultat live-ul, a avut un insight genul, măi, parcă ceva util? Dar nu a făcut tag, nu a făcut stories, nu a dat like, nu a comentat. Foarte mulți, pentru că eu sunt sigur că nu 80 de oameni, eu acum dacă mă uit în câte stories-uri am fost taguit, asta înseamnă foarte puțin. Asta înseamnă că mai mult gaz am cheltuit și lumină decât stories-uri s-au realizat. Deci am 6 request-uri și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stories-uri taguite. Asta înseamnă în jur de 15 oameni din 80. Asta înseamnă că foarte mulți oameni, nu că nu le place, nu că ei nu ar putea să facă un stories, nu că ei nu cred că eu aș merita să apar la dânsă în lentă. Problematica multor din voi, problematica multor din noi, este că nouă ne rușine. Voi spuneți, ei, dar eu obișnuită nu fac live, nu fac stories-uri. Dumitru, ia ca, dacă te văd, a să strâng mâna. Dar stories-urile astea nu la mine, asta e... Eu, dar mai ales camera să dau în mine și să dau feedback, vă rog frumos, eu nu-s de asta sau nu-s de asta. Apoi că voi nu sunteți de asta de asta, voi nu faceți asta, dar voi vreți alții să facă. Voi vreți că eu când o să vin în business-ul vostru, eu trebuie să fac stories-uri. Voi vreți că eu să fac click, voi vreți să completez formularul, dar voi nu. Nu, e că vă ar trebui un webinar. V-ar trebui inclusiv oferta excepțională pe care eu am pregătit-o pentru voi. Dar voi n-ați faceți toți prin pașă. Nu din cauza că n-aveți, pentru că oferta real e jos pălărie. Nu din cauza că nu v-ar fi util, pentru că dacă n-ați fi util, compensații vă dăm. Dar din cauza că contextul cultural zice că nu azi. Contextul cultural zice că, Dumitru, cu tot uvajenia, dar nu m-am achitat gazul și nici 3 euro n-am. Cu toate că trebuie. Contextul clar spune că mie îmi place în offline. Eu e ca online, eu nu prea... Da? Apoi e ca fix cum voi amui aveți zeci de taracani, zeci de motive de ce nu faceți acțiunile pe care eu vă rog, care pentru mine sunt un fel de importante, care pentru mine sunt un fel de n-ar strica, fix așa față de voi alți clienți nu fac. Și dacă voi veți înțelege oamenii, dacă voi știți oameni cu potențiale voși clienți, și n-ați vă supărați, eu doar nu vă blăstăm că voi puneți like-uri puține, eu doar nu vă blochez din cauza că voi nu faceți screen și tagging. Dar din cauza că eu vă înțeleg, pentru că eu tot zeci de webinare am ascultat și live-uri, ascult, și în YouTube mai ales. Și eu nu scriu. Eu sunt de acord 100% cu și speaker-ul, da? 100% cu eu liric, dar nu. Cineva zice că azi vă oferta și 22 de euro. Da, ieri, dar trecut era 21, acum 22 de euro. 22 de euro, da. Așa.
Ce e Oculus? Oculus este un produs excepțional, recomand la toți care vor să fie în pas cu moda, cu tehnologiile, eu mi-am comandat, aștept să vină și să mă joc, să integrez în utilitate, în a înțelege acest element ca inovație și tehnologizare. Este ochelar VR de la Facebook, unul dintre cele mai bune VR-uri raportate la preț. El în state costă $300, în Moldova costă €500. Puteți la orice magazin de electrocasnice, o electrocasnice tehnică, să cumpărați. De aceea, el permite să vă logați, căruci acolo istoria e tare frumoasă și tare specifică și tare ați analizat și o să vă faceți. Voi comenta câte un cuvânt, poate apară top 5. Eu sper mult că aplicația vede și calitatea comentariilor și în bază la asta. Așa. Două persoane în site. Frumos, înțeleg că acolo e așa. Vânzări produse cosmetologice de branduri renumite. Soția cosmetolog care începe promovarea în social media. Avem și aceste nișe, și în consultanță, și în clienți, și în cursuri, cunoscut domeniul. Problema produselor cosmetologice, foarte fain să descoperă în TikTok. Poate eu desuri repet, dar el este o platformă care face conversii mult mai faine ca Instagram-ul, pentru că algoritmii, dacă tu dai conținut interesant, foarte frumos. Spre exemplu, dacă voi o să depuneți un efort, toți, cei care credeți că aveți ce spune, sau trebuie să spuneți, mie nu mai zic că n-aveți ce spune, informați-vă și trebuie să ziceți. Dar deseori, dacă, spre exemplu, soția este cosmetolog, e de ajuns pur și simplu să o prinzi într-un ungher, de data asta cu alt scop, și să pui camera, de data asta cu alt scop, și să filmezi ceva content informațional, educativ și util. Important în TikTok este o frecvență 1-3 postări pe zi. Important în TikTok este să faci o temă, să nu să ai și în dansuri, și în sfaturi, și în foarte multe chestii. Adică chestia asta e foarte importantă în TikTok, consecvența în aceeași temă vreo 30-60 de zile. Ca pe urmă tu să ai 20, 30, 50, 100, 200 de mii vizualizări în Moldova, România, pentru că aceste două țări vor fi mai vizibile pentru contentul nostru, și tu să fighești de acolo vin clienți. De aceea, eu personal testez 10 de variante, am început încă o variantă, eu caut în TikTok-ul meu, dar, spre exemplu, noi avem clienți în medicină, în frumusețe avem în Mentor My Business o doamnă care este în Franța și ea are salon de cosmetologie și noi am pornit TikTok-ul și el are sens și foarte multe chestii poate să aducă. La fel, pentru industria voastră, cu siguranță trebuie să fie Instagram. Foarte multe persoane, anume, fain reacționează. Instagram-ul trebuie să vă apreciați, el ori va fi catalog de produse, ori va fi catalog de clienți, adică backstage-ul și procesul de lucru. Și desigur că Facebook-ul este ca pagina oficială, pentru că dacă persoana caută adresa ta în Facebook, dar unii caută adresa în Facebook, sau în general caută și tu nu ești, asta e foarte și foarte rău. Pentru că asta înseamnă că ceva cu tine e tot. În Horeca, în general, nici nu mai discut. Deci voi, cred că vreodată ați căutat restaurante în Facebook și dacă ele nu sunt, voi vă întrebați, dar și cu așa. Adică nu sunt. Înseamnă că ele nu sunt dacă ele nu sunt în Facebook. Așa că da. Cum ați consultat 5.000 de branduri, unde evita ne țineți de proști? Nu! Costaș.j.b. Intrați pe talmazan.md. O să vedeți categoria consultanță. Intrați în istoria proiectelor ultimilor 7 ani de activitate. Activitatea e bazată pe 3 proiecte strategice. Primul proiect este Talmazan School, care are 3 produse. Digitalizarea, cursul de Instagram, cursul Facebook și cursul de Master Ads. A doilea produs sunt consultanțele și corporatorile. A treilea produs este mentoratul. A doua companie este SAP Digital Team. Asta e Digital Team pe an promovezi la 200 la 300 de branduri. Agenția are deja 5 ani de zile. Școala are deja 6 ani de zile de activitate.
Dacă o să mulțiți la ore, la timp, o să vedeți că noi avem mai mult de 50.000 de participanți la evenimente. Noi în CRM acum avem 13.000 de contacte și puteți vă fac share. Și noi avem peste 30 de branduri numai în Mentor My Business, dintre care 20 acum sunt activ, 10 deja s-au încheiat, și noi avem până la 10 consultații corporative pe an, minim. Adică nu e o cifră în care eu aș vrea să-ți arăt așa un fel de... Da? Adică noi desi o spunem, Dumitru Tomazan, speaker, certificat Facebook, adică nu e despre să fac mișto și... Oi, mișto și cuvânt în mâdea nostru. Să mă laud. Nu e stilul meu, nu trebuie să demonstrez ție nimic. Dar dacă ai dubii, welcome to us, să-ți arătăm cifrele. Așa... Și mai faceți voi? Apropo, dar de unde voi sunteți? De unde în lume voi sunteți? Nu mai zic de TikTok. Trebuie. Așa. Și pe mine, la fel, Instagram-ul e încă un subiect necunoscut. Iulia, Avon, Germania. Eu nu aș vrea să... Repet, dar 100%. Deci 100% e necesar să revizuiți atitudinea voastră față de rețele sociale. Ele nu sunt pur și simplu pagini, ele sunt cu potențial enorm de mare. Ori voi veți lucra, ori veți promova, adică da, el poate să vă dea randament. Eu sunt cam spre aproape să fac coda și să vă fac cea mai frumoasă ofertă care poate și... Bălți, Italia, Chișinău, Marea Britanie, Orhei, super, Franța, Chișinău, Ciocana, Italia, bine v-am găsit în live, prieteni buni, oameni, sunt moldoveni, locuiesc în Italia, Italia, Chicago, bună ziua, Chicago, acolo noi tot avem câte o leac, ceva, Chișinău, Buicani, Chișinău, eu sunt pe tot Facebook, Instagram, TikTok, chiar pe TikTok tot am foarte mulți urmăritori, da, da, Tatiana, succes! Așa, Suedia, nu-ți lauda, nu mă laud. Scrii, așa, bun. Colegi, haideți să facem un ultim val. Dați să vedem și acolo la noi cu topul, dacă el s-a schimbat sau nu s-a schimbat. Un ultim val și mergem spre coda. Marius, Cristina, în top, eu vă felicit pentru voi. Azi promovarea este gratuită în cadrul live-ului meu. Puteți să fiți veseli. 68 de persoane, 47.000 de like-uri. Eu vreau să facem un ultim revoc, un ultim impuls. Mă simt o leacă ca la aceasta, știți televiziunea asta când vând tigăi și... și cu iertare, dar am o dispoziție bună, plus vreau să facem un ultim efort, ridicăm până la 60.000, 13.000 de like-uri, haideți toți 60-72 de persoane, ca încât 10 s-au urcat, facem câte un tag ca prietenii voștri să vadă și la toți cei care sunt în live, noi ne-am gândit tare mult. Noi, real, am lucrat foarte mult la programul de digitalizare. Asta este un curs din peste 50 de videouri. Un curs în care eu cred că trebuie să-l treacă toți. Eu cred că acest curs este un curs care poate să vă deschidă ochii la primii pași pe care voi trebuie să-i faceți în social media. Primele acțiuni pe care voi trebuie să le faceți. Respectiv, în formatul ăsta, eu vreau să vă propun un deal tare fain. Voi nu o să vă pare rău nici pe secundă. Dacă îți vă pare rău, noi o să compensăm 100% și voi n-ați rămâneți în minus. Dar eu m-am implicat într-un program de informare națională, în care noi trebuie regional să facem involve la peste 1.000 de beneficiari în 2022. Adică, pe lângă activitatea mea de bază, eu m-am implicat într-o activitate în care eu trebuie și voi începe, începând cu luna martie, să fac tot mai mult activitate prin sate și prin Moldova, nu doar în Chișinău. Până acum toate vânzările noi le făceam în Chișinău. De ce eu vreau să popularizez conceptul de social media pentru două scopuri? Primul, să ne mărim baza de clienți. Băieți, suntem 51.000 de like-uri. Eu vă rog frumos, încă 9.000 și am rupt recordul. nu mai fac doar deștept.
Irina, te rog. Respectiv, să mărim baza noastră de clienți cu siguranță, dar noi vrem să popularizăm conceptul pentru ca oamenii să înțeleagă ce sunt rețelele de socializare. Noi am înregistrat, câteva luni am lucrat la program, câteva sute de euro am dat pe designul prezentării, câteva zeci de zile am înregistrat, am plătit înregistrările, este platforma, sunt 50 de videouri montate, frumos, cu fișiere, cu mood board-uri, cu analitic, cu concurență, cu toate chestiile care trebuie să le aibă un social media manager. Și toate aceste momente, noi am avut și activități online și offline. La noi sunt peste, și ca să nu, eu înțeleg că la oameni trebuie cifre, pentru că eu înțeleg de ce la oameni trebuie cifre. Dar mulți cred că noi mințim, dar uitați-vă cifrele concrete din produsul despre care eu vă vorbesc. Deja, acum, noi avem, pentru că oamenii întreabă cum 5.000 de 6 ani, 5.000 de oameni noi am instruit și am consultat. Dar uitați-vă ce am reușit noi anul ăsta. 211 persoane. 211 cursuri de digitalizare. Aici sunt persoane care au cumpărat acest program. Vestea tristă este că aceste, pentru dânsă, dar asta au fost primele două luni de zile din an, trei, hai, a fost decembrie, ianuarie și deja suntem februarie. A fost elementul în care noi am lansat produsul și el a costat 99 de euro. Noi l-am dat și cu 199 în offline și le-am dat la ofertă de 149 în offline. Noi l-am dat cu 49 în online. Data trecută eu l-am dat cu 21 pentru că era ora 21, însă noi în webinar inclusiv, voi să aveți probabil mai rea ofertă, dar azi o aveți cea mai bună. Deci eu vreau ca toți 72 de persoane să îmi scrie mie, Dumitru, vreau ofertă. Eu vă dau acest curs, dar doar aici, apropo, el nu o să fie în înregistrare, în sens că live-ul nu o să fie păstrat. Dacă n-ați reușit, sănătate. Talmazan.md este Instagram-ul meu. Eu îl scriu și aici, ca să nu fie, pentru că mulți spun, da, dar n-am reușit unde să scriu. Talmazan.md este Instagram-ul meu. Dacă voi n-ați dat follow, dacă voi n-ați tăguit, eu vă rog frumos să o faceți. Însă acest curs, noi îl dăm doar la 9 euro. Deci 200 de lei, 180, nici un calean atâta nu costă. Eu vreau ca toți voi să vreți. Nu aici scrim băieți și fete, nu aici, îmi scriți în Instagram direct. Eu o să vă dau un cont direct și voi, indiferent unde sunteți, în oricare colț al lumii, voi pe card o să faceți achitarea, sper că aveți 180 lei pe card, dar dacă nu, venim noi cu taxiul, trebuie să ne coste mai scump și luăm banii. Vreau să beneficiați toți de acest curs. Eu vreau nu să-l dau gratuit, pentru că așa noi avem multe persoane care nu trec. Sunt aici în live oameni care au cumpărat cu 21, sunt care au cumpărat cu 49, sunt care au cumpărat cu 99. Eu n-am să înșer scuze, pentru că valoarea lui este de 99 de euro, așa cum noi am creat-o din start. Dar eu vreau voi să faceți primul pas în social media și să beneficiați de această ofertă. Așa că 58.889 de like-uri. Eu vă rog frumos, haideți 60, dați-mi măcar răsplata. Și cei care o să facă tag și o să mă tăguiască, voi fi mega recunoscător, pentru că asta e pâinea noastră, like-urile. Ne liniștim datorii de like-uri să avem, doamna. E unul din formele de apreciere, așa bănuiesc eu, sper. Nu este doar așa fățărnișie. Sper că chiar vouă vă este relevant ceea ce fac eu și în fiecare marți o să facem. Ia, 61.022 de like-uri și 70 de persoane sunt acum live. Topul nostru, Marius, Cristina, Elena,
Ina, Rodica, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, vă mulțumesc că ați fost activi, sunteți fenomenali. Marța viitoare la ora 10 eu o să intervin, neapărat o spun și o căsuță în care puteți scrieți ideile voastre. Dacă n-am reușit să răspund la întrebările voastre, eu sper mult că voi nu v-ați supărat. Scrieți-mi, reveniți, ținem legătura. Noi pe 24 facem webinar. Scrieți-mi în Instagram, Dumitru, dăm link la webinar, Dumitru, dă-mi link la ofertă. Și eu o să vă dau. Oferta de 9 euro, eu mă gândesc dacă să o repet în webinar, dar puțin probabil. Dar noi ne gândim să beneficieze de această ofertă câteva mii de oameni anul ăsta, care vor face cunoștință cu lumea social media. Și această lume o să le aducă lor o leacă mai multă înțelegere. Eu sunt sigur că voi să vă întoarceți investiții. Acolo numai tabele sunt de mai multe mii de lei decât costă tot asta. Irina, necesna, probabil, dar Bog n-a s-rasudit. Așa, jumătate din miară sunt de la fetița mea, Melissa. Melissa, bună seara și lui Ana, la fel. Bună seara, jos corupția, da. Șinii vor la locul întâi, îmi scriți în privat că locurile scumpără, tot la noi scumpără. Eu vă fac așa un fel de mulțumesc, îl facem cu roșu, pentru că azi la noi tematica este roșie. Eu vă mulțumesc pentru că voi sunteți aici, că ați fost aici, vă doresc o seară excepțională și ne vedem la webinar pe 24 ori în curs și pentru 65.000 de like-uri și tot ce ați făcut, vă sunt recunoscător, baftă, să vă gândiți la clienții voștri, să vă gândiți la resursele pe care le investiți, numărațele și dacă noi putem să fim utili, oricând fiți receptivi, așa că v-am cuprins, v-am pupat, v-am ridicat și v-am pus pe loc. Înapoi și ne vedem în stories-uri și în live data viitoare. Succes!